Salut! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro. Mă urmărești în bucătăria mea de acasă și vreau să-ți arăt cum coc eu ardeii grași la cuptor. Filmez acest clip pentru că am primit comentarii la rețeta publicată de mine și ilustrată cu fotografii pas cu pas în urmă cu ceva timp, cum că unora dintre cititori nu le-ar fi reușit rețeta, care nici măcar nu e o rețetă, e mai degrabă un procedeu și încă unul foarte simplu, descoperit inclusiv de mine însă pe YouTube, pe un canal pe care o să-l citez în descrierea videoclipului. Atunci când am publicat rețeta despre care spuneam acum câțiva ani, am afirmat despre ea că ar fi cea mai igienică metodă de coacere a ardeilor și susțin lucrul acesta și acum. În continuare, o să-ți arăt și de ce. Fără îndoială, sunt de acord că cei mai gustoși și ardei copți sunt cei făcuți pe jar, pe grătar și așa mai departe. Dar până la urmă, cei mai mulți dintre noi nu avem posibilitatea de a face ardeii la grătar sau la jar, la un foc liber. Și atunci trebuie să ne descurcăm așa cum putem cu mijloacele existente în bucătăriile noastre. De aceea și acest procedeu pentru tine. Primul lucru pe care îl fac este să pornesc cuptorul și îl setez la un program cu ventilație și la temperatura de 190 de grade Celsius. Alături mi-am pregătit tava cuptorului și hârtie de copt și aici am unicul ingredient și anume ardei grași. Sunt niște ardei destul de mari, am și unul galben, nu fac discriminare. Deci sunt ardei roșii și galbeni în cazul de față, dar se pot folosi ardei de orice culoare în exact același mod. Ardeii sunt deja bine spălați și zvântați, iar ceea ce voi face va fi să îi tai în jumătăți. Voi îndepărta cotorul și voi goli conținutul, eventualele semințe rămase și nervurile pe care le răzuiesc foarte bine cu o linguriță. Și foarte rapid, până când se încinge cuptorul, deja voi rezolva cu toți ardeii, pregătindu-i la fel. Iată și motivul pentru care susțin eu că aceasta este cea mai igienică metodă de preparare a ardeilor copți. Pentru că, uite, se întâmplă destul de frecvent ca în interiorul ardeilor să apară astfel de defecte, sunt contaminați de diversi dăunători, iar faptul că l-am înjumătățit și nu-l coc întreg, mă ajută să observ asta din timp și zeama acestui ardei nu va ajunge să îi contamineze pe toți ceilalți. Eu pur și simplu o să-l înlocuiesc pe acesta cu un alt ardei și pe ăsta văd eu ce fac cu el și cât mai pot să recuperez din el pentru o altă mâncare. Odată ce am înjumătățit ardeii și am curățat pe toți de cotor și de semințe, îi spăl foarte bine cu apă rece și îi pun la zvântat. Am așternut tava cuptorului cu o coală de hârtie de copt curată și înainte de a pune jumătățile de ardei în tavă și de a le da la copt, o să o șterg bine pe fiecare în parte cu șervete de hârtie de bucătărie absorbante. Trebuie să fie uscați ardeii atunci când îi dăm la cuptor. În tava cuptorului, care are 35x42 de centimetri, îmi intră în mod obișnuit de la 1 kg și jumătate până la 1 kg și 700-800 de ardei grași. Iar dacă ești cumva îngrijorat referitor la sucul ardeilor copți, să știi că tot acest suc va rămâne în tavă și poate fi recuperat pentru orice fel de preparat îți dorești să faci. Și odată ce am aranjat ardeii în tavă, o să-i dau la cuptorul preîncins la 190 de grade Celsius, așa cum am spus, o înălțime medie, undeva în jurul la 20 de minute, 20, poate 22. Ideea este că ei vor fi suficient de copți în momentul în care se observă urme de coajă brună închis pe suprafața ardeilor. Și odată ce au ajuns în starea pe care v-am descris-o mai devreme, după cum se vede, pielița este încrețită și din loc în loc are urme de brun, de copt, scot tava din cuptor și o acopăr cu șervete de bucătărie în strat dublu. O să las ardeii să se răcească așa, aburind acolo sub cele două șervete de bucătărie, pielița se va desprinde și se va îndepărta foarte, foarte ușor. După cum vezi, pielița se îndepărtează foarte ușor și singura condiție ca să se întâmple asta este ca ardeii să fie copți până când au acele urme brune pe suprafață. Merge treaba ca într-o joacă. Inclusiv în porțiunile mai crețe ale ardeilor. Așadar, am curățat ardeii și i-am pus în această sită așezată deasupra unei farfurii în care se colectează sucul și, așa cum v-am spus încă de la început, mai avem destul suc și în tavă, inclusiv hârtia de copt este plină, imbibată în suc,
iar restul sucului din tavă o să îl trag cu o racletă aici peste ardei, ca să nu pierdem nicio picătură. Între timp, sucul delicios din ardei, picătură cu picătură, se adună aici în farfuria pe care am așezat-o la baza strecurătorii și cam asta e tot. Ai văzut că este totul foarte simplu și dacă vrei încă și mai multe detalii, poți vizita și articolul de pe blogul meu, al cărui link îl găsești în descrierea videoclipului. Articolul este publicat mai de mult. Acest clip este doar o completare. Dacă ți-a plăcut, probabil că vei dori să distribui acest procedeu și prietenilor tăi de pe rețelele de socializare. Și dacă tot am adus vorba despre rețelele de socializare, nu uita că pe mine mă găsești și pe Facebook, pe Instagram, de curând și pe TikTok. Iar dacă încă nu te-ai abonat la canalul de YouTube Laura Laurențiu, te invit să o faci, pentru că în curând voi reveni aici cu noi idei și rețete delicioase.